Chindia Târgoviște s-a impus în Liga 3-a fără probleme, câștigând destul de repede și titlul de principală candidată la promovare, motiv pentru care Mugur Porumbacu și-a făcut calculele pentru Liga 2-a, considerând că orașul Târgoviște merită măcar o echipă în Liga Secundă a fotbalului românesc. Sper ușor să reușim să facem fotbal de calitate, ca să reușim o promovare, pentru că e un lucru care eu mi-l doresc foarte, foarte mult și cred că sunt în asentimentul multora din Târgoviște, care își dorește și acest lucru. Și cu această ocazie de asta spun că am reușit să-mi atrag foarte multe simpatii, foarte mulți oameni și care și-au exprimat dorința și sponsori, sper să aduc cât mai mulți sponsori în primăvară, împreună cu acționarii, cu Consiliul Județean și cu Primăria, pentru că echipa, orașul Târgoviște merită să aibă o echipă în Liga 2. Conform clasamentului, Chindia Târgoviște ocupa poziția secundă cu 31 de puncte, cedând pe ultima 100 de metri fotoliul de lider formației CSM Argeș-Pitești, care a strâns același număr de puncte. Reușită ce i-a făcut pe băieții lui Silviu Dumitrescu să plece în vacanța de iarnă cu capul ridicat, urmând ca pe 14 ianuarie să se reunească în vestiarul târgoviștean pentru a începe programul de pregătire, care va culmina și cu un cantonament la munte. În februarie au fost pregătite 6 partide cu adversarii din Liga a doua și a treia. Iată programul. Chiar dacă oficial toată lumea a intrat în vacanță, membrii clubului Chindia Târgoviște se vor strânge în perioada următoare în jurul bradului la inițiativa președintelui. O să mai facem o acțiune cu copiii clubului Chindia de Moș Crăciun, în care o să dăm cadouri, o să facem și lor un Crăciun mai plăcut, pentru că fiecare copil, vă dați seama, indiferent de vârsta care o are, se bucură pentru orice mic amănunt sau orice lucru care îl primește. În plus, nu au fost uitați nici suporterii. O să încercăm să facem o întâlnire și cu suporterii, pentru că suporterii echipei și cu galeria, pentru că la ultimele jocuri nu a putut să vină din motive întemeiate, pentru că se disputau meciuri la ore în care, vă dați seama, vineri la ora 2-3 erau la servici, erau la muncă, o mare parte din ei, și le era foarte greu să vină. Și chiar m-au rugat și de asta o să ne și întâlnim, ca jocurile să le disputăm sâmbătă, ne-au rugat dacă putem să rezolvăm, să jucăm sâmbătă, să vină număr cât mai mare la stadion și să ne susțină, și vă dați seama că și noi avem nevoie să ne susțină.